Pandemia de coronavirus i-a dat planurile peste cap lui Rareș, atletul de la greutate care mai are doar 30 de centimetri până să atingă baremul de calificare la Olimpiada de la Tokyo din 2021. Când am primit vestea că trebuie să eliberăm baza sportivă de la Snagov, a trebuit să plecăm acasă în autoizolare, așa că pentru mine a fost prea din scurt și primul lucru la care m-am gândit a fost cum să improvizez mai repede, să nu îmi pierd forma sportivă. Am încercat să îmi transform curtea într-un mini teren de aruncări și de atletism. Rareș nu se plictisește în perioada de izolare. E acasă la Călimănești, unde se antrenează zilnic. Are un program strict din care nu lipsește ridicatul bolovanilor de 50 de kilograme. Dacă toți sunt aruncători de greutate, trebuie să lucrez cu greutăți. Primul lucru care mi-a venit în cap și a fost să iau un bolovan de peste 50 de kilograme și să încep să fac exerciții fizice cu el. Ca mai apoi să-mi comand tot felul de aparaturi și de echipament sportiv de pe internet ca să-mi organizez o mini sală de forță la mine acasă. Medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de Tineret de la Nanjing, Rareș visează la o medalie și la Tokyo. Am primit această decizie de amânare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo oarecum cu o dezamăgire, pentru că voiam să mă văd acolo cât mai repede posibil. Dar a trebuit să reiau tot planul de pregătire alături de antrenorii mei, pentru că noi ne organizasem și făcusem în așa fel încât să prindem vârful de formă sportiv în luna iulie anul acesta. Deci automat a trebuit să ne reorganizăm. Și bineînțeles că această autoizolare ne-a pus oarecum o piedică, pentru că nu ne putem desfășura activitatea la parametrii normali. La vârsta mea, la 23 de ani, aruncarea greutății fiind o probă de maturitate, unde se performează după 25 de ani, un an de pregătire în plus poate face diferența între o finală și o medalie.